Să trag aer în piept. Florin Piersic. Trag aer în piept pentru că de fiecare dată am emoții, Florin. Și eu. Nu, tu nu ai, n-ai cum să ai emoțiile mele când te întâlnesc. Și nu ne vedem de un an, doi, trei, patru, cinci, ne vedem de mulți ani. E adevărat. Și de fiecare dată, uite, am palmele umezite din cauza emoții. Mai ai emoții când apari în fața televizoarelor, când apari pe scenă? Întotdeauna. Întotdeauna, indiferent că joc o piesă, că stau de vorbă cu spectatorii, că indiferent ce spectacol am, poate un recital, sau numai o întâlnire, așa cum am astăzi cu tine. Uh-huh. Am emoții, normal. E normal. Îmi aduc aminte că maestru Finții, care a fost, ca să spun așa, cel care mi-a dat cele mai frumoase roluri, care s-a ocupat de viața mea artistică și personală. Gândește-te totuși un regizor mare, cum era maestru Alexandru Finții, dădea telefon părinților mei să le spună să nu bea, să nu fumeze, să nu piardă nopțile. Era ca un tată. Ca un tată. Era și este și a rămas pentru mine binefăcătorul profesiei mele. Niciodată n-am să folosesc cuvântul carierei mele, pentru că nu îmi place, nu cred în cariera mea, nu. Cel mai bine se potrivește tot ceea ce fac eu cu tine, cuvântul cel mai potrivit, zic, e povestea. Povestea. Pentru că toate întâmplările mele, tot ce este legat de profesia mea, de viața mea... E o poveste. E o poveste. Povestea Piersic. Suntem la Teatrul Național. Am amintiri extraordinare, Dan, și dragii mei privitori, amintiri extraordinare. Ar trebui să stau aici împreună cu Dan și cu dumneavoastră două săptămâni ca să vă pot povesti ce piese am jucat aici, de ce am venit prima dată la Teatrul Național. Aici, în această sală, mă uit acum la ușa de acolo și vreau să-ți spun, dragă Dan, că o seară întreagă am stat închis în toaleta teatrului. Aici? Am ținut clanța să nu cumva să intre cineva, pentru că spectatorii care veneau la teatru doreau să meargă unii la toaletă. Eu țineam clanța să nu intre nimeni și ei spuneau, băi, e închis, formidabil, ce e asta, măi, să poate un teatru să fie... De ce? Dar eu țineam, de ce? Ca să pot să văd spectacolul care era cu cine crezi, cu maestru Radu Beligan și cu maestrul Grigore Vasiliu Birlic. L-ai văzut și pe eram, din i-am sală? Văzut din sală, după ce s-a stins lumina, eu am ieșit din toaletă și am venit acolo după perdeaua aceea pe care o țin minte întotdeauna, totdeauna când vin, când veneam aici, la spectacole, când am jucat, totdeauna mi-am aruncat privirea și am spus cum au trecut 100 de ani de când eu am venit aici, într-o seară, am stat închis o oră în toaleta teatrului ca după aceea să-l văd pe Radu Beligan și pe Birlic. Deschid legenda, Florin. Ce legendă? De ce exagerez? Dar nu exagerez deloc, familia... Prima încercare e prima ta apariție publică. Da. E extraordinară fotografia, e incredibilă. Nu, e nemaipomenită, e o premieră, e fantastică. Familia... Pe mine m-a cutremurat. Citesc eu, a apărut în ziarul Glasul Bucovinei, da? la câteva ore după ce tu te-ai născut. Și scrie așa, e un anunț în ziar în care scrie: familia bunului nostru prieten și sprijinitor, dr. Ștefan Piersic, s-a sporit. În ziua de 27 ianuarie s-a născut micul Florin, căruia îi dorim sănătate, iar părinților bucurie. Excepțional. Wow! Emoție pură. Dacă îți spun ceva, trebuie să-ți spun. Te rog. E bine să spun. Te rog. E prima dată când mi se citește asta. Cum ai găsit-o, nu știu. Dar este, cum ai spus și tu, prima mea apariție publică.
publică, dacă vrei. La câteva ore după ce te-ai născut. Da, extraordinar. Da, și mie mi se pare fantastică. Mă gândeam, mai există lucruri nespuse despre Florin? Da, începutul începutului. Pe asta... începutul începutului, mă rog, să zicem că ăsta ar fi asta începutul începutului, dar nici nu visam vreodată că o să fiu actor. Știi, da? Știi ce mi se pare interesant? Da. Aici scrie sprijinitor, bunul nostru prieten, sprijinitor, da. Prieten și sprijinitor. Tatăl meu avea asta, avea o generozitate în el, un fel de a fi, pe toți i-a ajutat, pe prieteni, pe colegi, pe toți pe care îi întâlnea. De asta vreau să spun, ceva din părinții mei, din tatăl meu, am moștenit. De ce? Nu cred că odată am spus cuiva, du-te mai încolo, am spus ce vrei, spune-mi, dacă pot, te ajut. Cred că asta am moștenit-o de la tatăl meu. Bunătate e de la tata? Bunătate e de la tata. De ce? Nu, de la, și de la tata și de la mama. Bunătate. De ce spui bunătate? Mă rog. Am fost crescut așa și o să mor tot așa. Bunul nostru prieten, sprijinitor și prieten. Da. Asta spun prietenii tatălui tău. Știi ce nu te-am întrebat niciodată, Florin? Ce? Cum era anturajul părinților tăi, prietenii părinților tăi? Mă rog, erau doctorii care erau alături de el, doctorul Cibu, doctorul Cristoloveanu, doctorii veterinari cu care el avea treabă. Când mergi spre aeroport, în stânga era spitalul tatălui meu, se chema spitalul doctor profesor Ștefan Piersic. Atunci, știind că merge la spital mereu, îl rugam să mă ia cu el și făcea un drum până la Moci, până la Apahida, până la Bonsida, unde avea o crescătorie de cai, și atunci am încălecat prima dată pe un cal. Atunci, mai târziu, când doctorul Apahideanu m-a văzut la Harap Alb, călare pe calul pe care îl Gazal, un cal superb pe care îl aveam în filmul De-aș fi Harap Alb al lui Copo, a spus, mă, dar tu călărești bine. Păi eu zic, cum să nu călăresc bine, că eu la Cluj ce am făcut mai mult? Tatăl meu e medic veterinar și m-a dus la Bonsida, m-a dus la Moci și am încălecat când am putut și cum am putut. Și așa, încet, încet, am învățat. Dar tu ești sigur? Păi zic, cum să nu fiu sigur? Calul e prietenul meu, cel mai bun. Dar, Florin, da, să te întreb. Aici îi dorim sănătate și părinților bucurie. Bucurie. Florin, când ai simțit bucuria părinților tăi că Florin e un om împlinit, un om ajuns, un om ajuns, un om bun, poate că un om bun, dar un om ajuns, un om împlinit, nu știu dacă mi se potrivește pentru perioada aceea, dar în momentul în care am debutat. Și atunci ai simțit mândria? Și atunci am simțit pe mama mea, care era în rândul 2, dacă mi-aduc bine aminte, la acest teatru, când toată sala, aproape toată sala, au venit la ea și au spus, e fiul dumneavoastră, ne-a spus cineva, ne-a spus ăia, ne-a spus, este nemaipomenit, formidabil. Și abia trecusem de scenă cu Leopoldina Bălănuță, când era scena cea mai tristă, dar și cea mai puternică a piesei lui Ibsen, pusă de Dinu Cernescu, regizorul care trăiește și pe care îl iubesc foarte tare pentru faptul că mi-a dat acel rol. În seara premierei, toți s-au repezit în pauză la mama mea și colegii au venit și au spus, mă, Florine, știi ce e în sală? Toți sunt pe mama ta. Și pentru că era ceva ca să o felicite, dar eu abia începusem piesa, pentru că după aceea intram în rolul vârstnicului și a și mai vârstnicului, Peer Gynt. Despre Peer Gynt o să vorbim. Atunci ai simțit bucuria. Mare bucurie, da. Mare bucurie pentru părinții mei, da. Am încă o fotografie din legenda Florin. Nu e nicio legendă, de ce exagerezi?
Noi, e tatăl meu, care era în costum de ofițer, pentru că atunci când a cerut-o pe mama de soție, bunicul meu, Pașcanu, Isidor Pașcanu, a spus: domnule ofițer, trebuie să vă spun ceva. Eu v-aș da-o pe Veruța, pentru că Vera o chema pe mama. Aș da-o, dar cum să vă spun eu, sunteți ofițer și nu cred că se potrivește. Ofițerii sunt altfel, sunt mai ușurate. La care tatăl meu a spus: eu rezolv. Și a mers tatăl meu la București, a intrat la regele Ferdinand. Tata? Tatăl meu. Pe atunci se intra ușor în audiență, la o persoană importantă. Nu trebuia să ceri 1000 de oameni să-ți facă, să-ți dreagă, să te ajute. L-a fost primit și a spus: părintele Pașcanu nu mi-o dă pe fata pe care o iubesc. Tatăl tău i-a spus asta regelui? Regelui Ferdinand. Wow. La care Ferdinand a spus: o să ieși din armată și poți să-ți iei iubita de soție. Nu uit niciodată. Incredibil. Asta e o poveste atât de frumoasă. Numai că tot ceea ce povestesc eu acum și ce vorbesc cu tine, nu știu cum să-ți spun. Tot timpul am senzația că mă lungesc, că spun lucruri care poate pe dumnealor nici nu interesează. Sau chiar dacă interesează, poate că ar fi trebuit să vorbesc mai pe scurt, dar nu pot mai pe scurt, pentru că amănuntele sunt importante în viața. Mi se pare incredibil că regele Ferdinand e cel care l-a ajutat pe tatăl tău să se căsătorească cu mama ta. Da, l-a scos din armată. I-a spus: poți să ieși, ai să fii medic veterinar, și au plecat împreună cu mama la Lechinsa. Dar e o poveste. Mă uit la fotografia asta. Aici am fotografia asta, tatăl meu cu, mă rog, în costumul militar pe care l-avea rămas, cu mama mea, cu mine, Mititel, și cu Lucica, sora mea. Cât ne avea Lucica aici? Lucica avea, cred că avea 10-11 ani, pentru că noi am trăit cea mai mare tragedie a familiei noastre. Poate că de aceea, totdeauna când joc o piesă, mă gândesc foarte mult, nu numai la părinții mei, ci și la Lucica, care la 15 ani s-a necat în prut. Sărind, ți-am povestit ție asta, sărind să salveze colega de bancă, Doina Puha. A sărit pentru că ea nu avea voie să înoate, știa să înoate. Dar mama i-a spus: ai grijă, Lucica, să nu cumva să faci baie în prut, că e periculos prutul ăsta. Și nici nu i-a dat costum de baie. Cu rochița cu care era, a sărit în apă când a văzut că toți țipă și se agită: ajutor! Ea a sărit în apă, a pus mâna pe Lucica, dar în momentul acela, trecând un domn, îi știu numele, nu mai este, Peisach se cheamă, trăia în Israel, omul ăsta, fiind prin apropiere și auzind țipete, și-a dat jos haina, a sărit în apă. Prima pe care a pus mâna a fost Doina Puha. Când a sărit să o salveze pe Lucica, n-a mai găsit-o. A luat-o în vârtej și părinții mei au dat, tatăl meu, părinții mei, au dat premii extraordinare celor care ar putea să o găsească. La 11 km în Basarabia plutea și niște pescari au văzut-o, au luat-o. Tatăl meu și mama mea, e prima amintire pe care o am eu legată cu adevărat, aveam 7 ani, 6 ani jumate, pe care o țin minte. E în mormântarea la care au participat poate toți locuitorii Cernăuțului de atunci, că a murit fetița
doctorului Piersic. Da. Ai amintire de la înmormântarea? Și atunci atât îmi aduc aminte că la Biserica Sfânta Paraschiva din Cernăuți mi-aduc aminte cum mama mea, care, lângă care eram eu, a sărit să o ia în brațe pe Lucica, care, vă dați seama, în coșciuc, de câtă vreme, sigur că în coșciuc. Și atunci tatăl meu a luat-o și nu i-a mai văzut o perioadă de o lună de zile. Au plecat la București. Știu că nu e plăcut ceea ce vă spun. Dar de ce să nu vă spun? Spun ceea ce simt. S-au dus să facă spiritism. Incredibil. Auziseră că în București Incredibil. E cineva care face spiritism și s-ar putea ca, datorită omului acela care își aduna oamenii cu care oamenii am greșit, vorbesc și eu acum că sunt chiar emoționat, să o reîntâlnească. Să o audă. Să o audă, să o întâlnească. Cum a făcut Petricei ca cu HD-ul, cu fica lui. Da, nu știam. Da, da. Și după o lună de zile, cât am stat la familia Spânu, nu uit niciodată, cunosc familia pentru că el era medic veterinar ca și tatăl meu și mai târziu a fost rectorul, decanul Facultății de Medicină Veterinară din Arad. A fost și nașul meu de naștere. Ori trebuie să vă spun și neapărat că stăteam la geam după o lună de zile și tot timpul așteptam că mi-au povestit mai târziu, când eu am înaintat în vârstă, mi-au spus ei, stăteai la geam și te așteptai părinții și la un moment dat, într-una din zile, a coborât mama și tata dintr-o birjă, veniți la Cernăuți și atunci am spus, a venit mama, m-am repezit pe scări și atunci mama mea, mi-aduc aminte, mi-a spus, Florinel, Lucica nu mai vine. Asta nu uit niciodată. Dacă într-un spectacol am un moment de emoție și nu mă pot concentra pentru piesa în care joc, pentru tot ceea ce se petrece pe scenă în piesa respectivă, dacă o clipă mă gândesc la momentul acela, mă emoționez atât de tare încât poate lumea crede Piersic de asta e așa de emoționat, pentru că joacă rolul ăsta. Ți-o amintești joc pe Lucica? Rolul, da, mi-o amintesc pe Lucica, Florin, sora. Ai mai întâlnit-o vreodată? Când spun ai mai întâlnit-o, mă gândesc la faptul că oamenii dragi care dispar îți mai apar în viață, prin chipuri. Pe cea mai frumoasă întâmplare a mea, în clipa când am fost pentru prima dată la Paris, intrând, ducându-mă pe jos acolo, mi-aduc aminte că am urcat câteva trepte, încă vreo câteva trepte, și deodată mi-au apărut în față pictori. Pictori. Celebri pictori care stau acolo. Nu celebri. Celebri nu, nu celebri în sensul că își puneau... Prezența lor e celebră acolo. Așa. Uh-huh. Și acolo, uitându-mă la un portret, la o pictură, și înaintând spre biserica Montmartre, ai fost vreodată acolo? Pe scările alea. Așa, la un moment dat, în fața mea, știu că e incredibil ce-ți spun, i-am povestit asta și părintelui Necula, care a venit de la Sibiu și m-a stârnit așa. Și atunci am văzut-o pe Lucica. Și m-am apropiat, scria 5 franci. Într-un tablou. Desenul acela, într-un tablou, tablou făcut cu peniță. Uh-huh. Îl văd și acum. Și o să-l văd toată viața mea. Și în momentul în care m-am apropiat și l-am văzut pe cel care
se uita la mine așa, zâmbind, ca și cum ar spune, chiar vă interesează ceva din ce am desenat eu aici? Am spus, peste câteva minute mă întorc și cumpăr. Aveam bani la mine, mi-a dat George Macovescu bani pentru festivalul care urma. Să avem bani la noi, și Gopo, și eu, și Angela, și așa. M-am dus, nu știu cât, 5 minute, 10 minute, și m-am întors. Dane, m-am întors acolo. Nu era vândut nimic, decât ăsta nu mai era, portretul ei. Și l-am întrebat, unde e portretul? Zice, a trecut cineva și l-a cumpărat. Încă o dată spun că am văzut 5 franci. Și atunci am dat telefon la mama mea și i-am spus, nu știu dacă am dat telefon, asta am spus-o greșit, că pe vremea aceea n-aveam mobil. Da. Ai vorbit cu mama ta. Am vorbit cu mama mea după ce m-am întors de la festivalul de la Cannes și atunci mama mea a spus, Florin, a fost Lucica, a fost cu tine, pentru că era prima dată când tu plecai de acasă și a vrut să fie cu tine. Tu ai văzut-o și ea a plecat. Dar ea a fost acolo cu tine. Incredibil. De asta vreau să spun că tu m-ai întrebat mai dacă înainte... Dacă ai mai întâlnit-o. Dacă am mai întâlnit-o. Atunci am mai întâlnit-o. Și ceva în plus. E singura pe care n-o visez. Dar mă gândesc la ea foarte mult. Pe mama o visezi? Pe mama o visez, dar destul de rar. Pe tata? Și pe tată la fel. Deci nu mi ocupă visele, ca să spun așa, cu toate că nu sunt un om care să visez lucruri extraordinare. Cam la ce mă gândesc seara, mi se împlinesc. Mi se împlinesc după aceea. Da. Îi lăsăm. Deci aici mama, tata... Lucica și cu mine. Florin, dăm pagina și ajungem la... Explicăm, povestește-mi fotografia asta. Fotografia asta este una din cele mai... Nu-mi place să spun cuvântul special. Este fotografia care mă trimite exact acolo unde nu am visat niciodată. Am primit un rol din partea maestrului Finții, Leni, din Oameni și Șoareci al lui Steinbeck, Mouse's Man, piesă în care inițial au fost distribuiți alți doi actori în rolurile principale, Petruț și Cozurici. După câteva zile, maestru a spus nu, nu e bine. Piersic o să joace rolul lui Leni, un uriaș cu o minte de copil de 3 ani. Aș da orice ca în clipa asta să pot și nu se poate să vă arăt această înregistrare pe care am făcut-o la București. Există în televiziunea română, o am și eu, a spectacolului Oameni și Șoareci în care jucam, cum se vede și în această fotografie, maestru Finții, Valeria Gagealov, care nu de mult ne-a părăsit din cauza... E cea din mijloc. Da. E cea din mijloc. Da. Uh-huh. Valeria Gagealov, care juca pe nevasta lui Curley. Curley era Victor Moldovan, care este în stânga mea. Da, da. Actor la Cluj era când l-am cunoscut pe Vicky Moldovan. A venit la București și juca împreună cu mine și mă distribuia în piesele pe care el le punea. Și eu eram aici un simplu figurant care îl vedeam și el spunea, lăsați-l, lăsați-l, lăsați-l. Nu, nu vă luați, nu dă foc la teatru, nu nimic. E băiatul lui doctorul Piersi. Lăsați-l, că îi place teatru. Lăsați-l aici. Și eu îi duceam, spunând acasă că mă duc la patinaj, pentru că patinam, aveam patine cu bocanci cu tot, așa era, așa ceva, era, da? Îi le dădeam lui ca să apară în piesa Student în anul 3 pe această scenă și eu din sală mă gândeam, zic, au ajuns patinele mele.
În piesa asta, extraordinar. Oare eu aș putea vreodată să fiu și eu într-o piesă ca asta? Era student în anul 3, piesă scrisă de una Borozina. N-am să uit niciodată. În această poză este Valeria Gagealov, să odihnească Dumnezeu, prietenă extraordinară, actriță minunată, pe care zilele trecute am pierdut-o cu blestematul ăsta de virus. S-a internat în spital și n-a mai putut fi salvată. Soțul ei, Andrei Magheru, de ani de zile soțul ei, nu mi-a spus la telefon și nu-mi spune decât atât. Sunt distrus. Mai mult nu poate să spună altcineva. Am spus de Valerica și de Matei Alexandru, care a fost partenerul meu în acel spectacol, și gândește-te, gândiți-vă dumneavoastră. 1372 de spectacole am jucat noi cu piesa Oameni și Șoareci. 1370. Cea mai mare longevitate, audiență și longevitate, nu mai vorbesc, audiență a acestui spectacol pe care l-am jucat nu numai în România, în toate orașele țării, cu un succes extraordinar. Iar personajul meu era incredibil. Nimeni nu credea că Florin Piersic, așa cum știm noi, poate să joace pe băiatul ăsta care râde, cu mintea de copil, și care o minte de copil de 3 ani. Chiar vă rog, pe dumneavoastră care vă uitați, poate la această întâlnire pe care o am eu împreună cu Dan Negru, trebuie să vă spun că ar fi foarte bine, foarte bine să cereți televiziune să dea înregistrarea Oamenilor și Șoarecilor, pe care am făcut-o fără public. Pe vremea aceea, pur și simplu, am fost chemați la sala CCS-ului și maestru Ființe a spus, o tragem aici, și am tras-o fără public. Dar ea e o piesă care e ceva de nici nu e adevărat. Dar atât vreau să-ți spun despre poza asta. Cu această distribuție și cu ceilalți, Rauțchi, Petruț, Henter și alți actori care au jucat în Oameni și Șoareci, am fost la Belgrad, am fost la Budapesta, am fost la Viena. Nu pot să spun că unul din cei mai mari actori ai Budapestei, ai Ungariei, Miklos Gábor, trebuie să-l pomenesc, care l-a jucat pe Hamlet. Iar maestru Ființii din poza asta m-a dus pe mine, m-a dus la, nu pot să uit, m-a dus la Budapesta să văd Hamlet, pentru că deja jucasem pe idiotul în piesa, da, în dramatizarea piesei, romanului Idiotul al lui Dostoevski. Deja jucasem din Jale se întrupează Electra, jucasem mai multe roluri și el a spus, cu tine vreau să fac Hamlet, mi-aduc aminte. Nu pot să cred că i-am spus maestrului Ființii. Zic, maestre, eu aș vrea să joc Hamlet, mi-ar place. L-am văzut pe Cozorici jucându-l la Craiova. Și cred că poate ar fi bine, dar nu arăt prea bine pentru Hamlet, așa, ca să vezi ce aveam eu în cap. Cum să arăți bine? Așa trebuie să fie Hamlet ca tine. Și am fost cu el acolo. Acolo l-am văzut pentru prima dată pe Miklos Gábor în Hamlet. Nu uit niciodată legenda, ceea ce m-a deranjat. O legendă, da. La Teatru Modaci se cheamă. Și eu la spectacol în rândul 2, un singur lucru m-a deranjat. El îmi plăcea grozav. Suflerul. Eu niciodată n-am jucat cu suflări. Niciodată. 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 N-am avut nevoie de suflări. Oh. Mi-aduc aminte că am avut spectacol cu Străini noapte, ca să mergem puțin înainte, care deja are 1180 de spectacole jucate în 12 ani, în 13 ani.
îți dai seama. Și dar n-ai avut nevoie de suflări? Și n-am avut atunci la piesa asta pentru care am fost nu fericit. Eram în al nouălea cer că maestru Beligan s-a gândit să-i aduc lui Florin o piesă care am visat să o pun cu el. Uite, asta ar fi piesa. Și atunci Valeria Gagealov în sală la Teatru Marigny din Paris s-a întors spre maestru Beligan și a spus: piesa asta, rolul ăsta ar trebui să-l joace Florin. Atunci Beligan a luat textul și la premiera piesei, jucam atunci la început un an sau doi ani, am jucat cu Emilia Popescu, a venit la premieră invitat de maestru Beligan, Erica Su, autorul piesei Străinii Noapte, și a venit pe scenă la final când aplauzele nu se mai terminau. Era în și sală. Când era în sală, invitat de maestru Beligan de la Paris. Da. Și atunci el a venit și a doua zi, nu mai spun ce cronici, erau extraordinare, în care se scria: teatrul e din nou rege. Frumos. Asta nu uit niciodată. Frumos. Atât de mare succes a fost cu piesa asta lui Asu. Și de asta spun că eu ar trebui să îi ridic lui maestru Beligan nu o statuie. O statuie e puțin. E minor să cum am eu o statuie lângă Cluj în care nu știu dacă sunt eu. Știu, da. Dracu știe cine e ăla, dar am fost chemat acolo ca să văd statuia care s-a făcut pentru mine. Da, poate să fie oricine, chiar tu dacă ai fi, poți să semeni cu statuia asta. Da. Numai atât să-ți spun. Că știu unde am rămas, că asta e, aici e merchezul meu. Că întotdeauna mă întreabă toți, dar cum de rămâi într-un loc și te întorci în același loc? Mă întorc pentru că bila merge și fac și eu o pauză mică sau mă gândesc să nu uit. Asta am spus, că m-am dus la Budapesta cu maestru Finții să vedem Hamlet. Ce credeți dumneavoastră, domnule Dan Negru și dumneavoastră, dragilor, acest Miklos Gábor, care l-a jucat pe Hamlet, când am jucat Oameni și Șoareci la Budapesta, a intrat în cabină și a spus: cine a fost Leni? Cine e? Și s-a uitat la mine. Eu eram altul, pentru că îmi dădusem jos mușchii, tot costumul care l-aveam și felul cum eram machiat, și ei au spus: el e. Nu se poate. M-ai omorât, omule, el. Miklos Gábor, care, cum ai spus, da, o era o legendă a teatrului maghiar. Mai târziu am ajuns la Viena, unde am jucat la Academie Teatru tot acest spectacol, Oameni și Șoareci, că de el am vorbit. Uh-huh. Și atunci la Viena a apărut a doua zi și mi-aduc aminte că am avut bucuria să vină un om care a spus aseară: am fost vrăjit de tot ce s-a petrecut. Ce doriți? Zic, doresc să vorbesc cu părinții mei la București. Sigur, imediat. Veniți cu mine. M-a dus într-un birou, a făcut numărul de la România, a cerut legătura cu România și am spus: mamă, tată, a apărut o cronică în cel mai dur ziar pe care îl au francezi. Nu, austrieci, la Viena. Austrieci. Diprese, care titlul era așa: e o bucurie pentru un teatru să aibă un asemenea actor. Florin Piersic în spectacolul Oameni și Șoareci de la Teatrul Național din București, România. Așa începea cronica. I-ai spus mamei asta? Sigur că da. Primul lucru le-am spus: uitați ce a apărut în ziar. Mă, copile, vreau să spun ceva. Din ziua aceea, când l-am jucat pe Tănase, măi... Mi-aminte și cu asta ce am făcut? Mi-aminte să rolul tău? Nu, texte multe știam din Tănase, dar la un moment dat am spus eu... Și cum am dat jos din cușetă, am ajuns mare vedetă. Pozele, am ajuns mare vedetă. Ziarele
poza mi-au pus-o mare ca lui Caruso. Criticii m-au declarat galiguri și ca barbat. Direcțiunea chiar din Zori mi-au trimis un coș cu flori. Vă să zic că, dragi amici, ca să am succes aici, trebuie cu tot de chisul să mă laude Parisul. La tine Viena a fost... Da, cu Viena. Excelent. Da? Să-i laude Parisul. Ca să cânți aici un solo, trebuie ca să treci pe acolo, pe dișinei, că diși... Tino Rossi, Chevalier, ca să cânte în Montparnasse, au trecut pe la Tănase. Asta mi-aduc aminte, am făcut legătura acum cu momentul ăsta extraordinar. Reușita ta de la Viena te-a făcut mare? Nu m-a făcut mare. Din clipa aceea toți, actorii teatrului, colegii mei, partenerii mei, de directorul Stancu, nu pot să vă spun, Zaharia Stancu nu m-a iubit. Marele academician Zaharia Stancu. Scriitorul, marele scriitor Zaharia Stancu. Sigur, academician Zaharia Stancu, directorul Teatrului Național, cred că pe nimeni n-a iubit cum m-a iubit pe mine. În Heidelbergul de altă dată, în Năpasta, dar când m-a văzut în Oameni și Șoareci, a spus, nu e adevărat. Care e replica ta preferată dintr-o piesă de teatru pe care ai dat-o întotdeauna și abia ai așteptat să o dai? Nu știu dacă abia am așteptat să o dau, dar era o piesă în care eu îl jucam pe Val Xavier într-o piesă a lui Tennessee Williams care se chema Orfeu în Infern. De fapt, titlul ei este Omul în piele de șarpe, ăla fiind eu. Și la un moment dat, el, ca să o înduplece pe cea care îl primește în magazinul ei, juca Irina Răchițeanu rolul, Lady Torrance o chema. Am întâmplare de acolo incredibilă. Paranteză, pentru că cel care juca pe soțul lui Lady Torrance, adică soțul Irinei Răchițeanu în teatru, era Aurel Munteanu. Eu am cunoscut actori mari, dar ăsta era incredibil, incredibil. Puteai să zici că-i ăla, personajul pe care îl juca, indiferent în care piesă. Și trebuie să vă spun ceva. Nu pot să uit. El a murit în brațele mele. În piesa de care eu vă vorbesc. Imediat o să mă refer la replica de care spune, sau monologul de care spune Dan, dar lui, la ultima scenă, când se termina piesa, și Silvia Popovici, care îl juca pe Carol, venea cu haina mea din piele de șarpe și avea o poveste foarte scurtă. În momentul acela, eu ieșind din scenă, că eram linșat, în momentul ăla am intrat peste ea și am spus, un doctor, un doctor! Au venit doi doctori din sala Teatrului Național din București și Aurel Munteanu plecase undeva într-o stea. Atunci am avut cea mai tristă poveste pentru mine, faptul că toți mi-au spus du-te la doamna Tansi Begescu, care era soția lui, și locuia în teatru. Și spune că Aurel, maestru Munteanu, nu mai e. N-am să uit momentul ăla. Pentru mine, cu el, care în fiecare seară la spectacol, înainte de a juca pe cei Torrance care mă ura extraordinar, venea în cabină la mine și îmi spunea, cântă-mă la chitară ceva și povestește-mi, că îmi place să te ascult. N-am să uit niciodată. Infarct? El a rămas infarct? Făcut, da. Infarct. Pe scenă, căzând pe scări, s-a târât până afară și în momentul ăla Traian Zecheru, un regizor de-al nostru care nu mai este,
l-a pus în scaun, m-am dus la el și nu mai era. Nu mai puteam. Vreau să-ți spun, m-am întors pentru că mi-ai spus de replică. De replica preferată, replica pe care o iubești cel mai mult. Lady, există pe lume o pasăre care nu are picioare. De aceea nu poate să se așeze niciodată pe nimic, ci trebuie să dea din aripi mereu toată viața ei acolo sus, în cer. Lady, eu am văzut odată o astfel de pasăre. Murise și căzuse pe pământ. Era de un albastru deschis, ca seninul. Iar trupușorul ei nu era mai mare decât degetul dumitale mic. Crede-mă că e adevărat, avea un trup mic și gingaș, ca degetul dumitale mic, nu o ținea în palmă, era ușoară, ca un fulg de ușoară, iar aripile ei, când le-am desfăcut, erau largi și transparente, de puteai să vezi prin ele cerul. Chestia asta se numește mimetism. Toate păsările, când le vine ceasul morții, îți strâng aripile și coboară pe pământ. Numai ele dorm în brațele vântului, cu aripile întinse. Nu coboară pe acest pământ decât o singură dată, când le vine ceasul morții. Aș vrea, Lady, aș vrea să fiu și eu o pasăre ca aceea, să nu mă atingă stricăciunea niciodată. Replica asta, acest monolog, e una din replicile pe care, sau din monologele, destul de mărunte pe lângă tot ceea ce jucam eu împreună cu Irina Răchițeanu. Te-ai regăsit în pasărea aia albastră care zboară mereu. Da. Mi-a plăcut foarte tare și din cauza asta nu pot și nici nu vreau să spun că dacă ai fi citit cronicile apărute de Radu Popescu, Vicu Mândra și alții care scriau cronici legate de spectacolele în care am jucat, spectacolul ăsta cu Irina Răchițeanu, Orfeu, în infern, a fost, ca să spun așa, sumul. Lasă-mă să dau pagina, Florin, și am... Dumnezeule, ce fotografie, dar o carte de vizită care e impresionantă. E cartea de... Dă-mi voie mie să o citesc. Te rog. E cartea de vizită a lui Radu Beligan și scrie așa. Dragă Florin, te-am văzut la repetiția de ieri și mi-ai plăcut nemaipomenit. Ești un mare, mare actor. N-am liniște până n-o să-ți găsesc rolul pe care îl meriți. Te îmbrățișez. Radu Beligan. Și ce e cel mai important e că aici scrie octombrie 1979. Această carte de vizită, pentru că știu de unde o ai... 79! Am primit-o la teatru, lăsată de maestru Beligan, care era directorul teatrului atunci. Ceea ce vreau să spun legat de maestru Beligan, în afară de faptul că trebuie să mă refer la Campioana, piesa Campioană, Străine noapte, pe care o jucăm deja
în octombrie anul trecut am jucat ultimele două spectacole la București și la Timișoara, în Parcul Rozelor. Trebuie să spun că datorită dumnealui, eu am fost distribuit, e foarte important ce-ți spun, așa am făcut eu primul meu film, am fost distribuit de lui Dacan, care era marele regizor venit din Franța, la prima coproducție pe care a făcut-o România cu Franța, Le Chardon du Barragan, Ciulinii Barraganului după Panaiti Strati. Deci primul meu rol în film Beligan, a fost Beligan, care l-a adus pe lui Dacan. Vara am filmat, cine credeți că era mama mea în film? Singurul film în care a jucat, Maria Tănase. Ea era mama mea în filmul în care eu jucam Tănase din Ciulinii, iar Maria Tănase era mama mea în acel film. Nu uit niciodată cum a filmat cu mine într-o comună lângă București, momentul în care sunt aruncat din căruță mort și ea sărea peste mine și începea să bocească. Bocetul acela, dacă l-auziți, taie tot ce ați auzit vreodată, cântat, spus, mai bine cântat de Maria Tănase, că eu eram mortul de acolo, în fața ei, fiul ei. Și cu toate că știam că se filmează, din cauza ei, așa îmi făcea inima și plângeam. Plângeam de felul cum ea îmbocea pe mine, cum juca ea. Asta legat de Beligan. Mai târziu, cu Radu Beligan, am multe de povestit, dar ceea ce era cel mai frumos este că am jucat cu dumnealui în Danton a lui Camil Petrescu. El juca Robespierre, iar eu jucam pe Camille de Moulin. O piesă în care mi-aduc aminte Beligan, care spunea la sfârșitul spectacolului, mă, zice, momentul ăsta cu Florin, când moare, când pur și simplu se dă cu capul de pământ, pentru că știe că o să fie ghilotinat împreună cu cei care erau, Danton și așa mai departe, ceilalți colegi ai mei, știu toată distribuția, știu. Zice, momentul ăla, zice, cu ăsta rămâne, mă, publicul, tot ce muncim noi, mă, copii, tot ce muncim noi, e nimic, mă. Uite, face piersic momentul ăsta de groază și pur și simplu pleacă lumea cu el. Noi de ce dracu mai apărăm aici? Beligan. Da, n-am să uit niciodată. Am jucat cu el în piesa de care v-am spus, Danton. Mai târziu am început să joc în filme. Am plecat cu dumnealui în Maroc, la Zagora, la 2 kilometri de pustiu Sahara, în Zagora, în Maroc, după ce am trecut și atunci nu erau mașini cu aer condiționat. Aveam niște căldere cu apă și parcă îl văd și acum pe Dinică, pe Gigi Dinică, pe Mircea Diaconu, pe Jean Constantin, care spunea, murim de căldură și toți cu batiste la nas, ce mască, care mască, toți ca să ajungem la Zagora, unde ne-am oprit la un moment dat să mâncăm înghețată într-un alt oraș pe care îl știu, dar în clipa asta nu-mi vine. Am ajuns la Zagora. Cine credeți dumneavoastră că a fost invitatul lui Beligan la primarul din Zagora, care avea 7 neveste. Auziți-mă, 7 neveste. Unde nu m-am născut eu? În Zagora. Păi dacă eu eram în Zagora, aveam 7. Aveam 17 neveste. Și v-ați întâlnit cu primarul? Și m-am întâlnit cu primarul. Tu, nu, Dinică, l-au invitat pe Beligan. Beligan a spus, zice, măi, Florinel, vreau să spun o chestie. Ce-ar fi să mergem la primarul ăsta? Ce ne-a invitat? O să fie ceva mâncare.
Mâncare de asta, de lor, dar oricum, e o chestie, domnule, primarul Zagore, aici în pustiu ăsta, se mâncau vrăbii. Vrăbii la grătar, la nu știu ce, nu am putut atinge, nu mai știam că-i vrabie și îmi dădeam seama că nu e pentru mine. Dar Beligan zice, nu se poate să nu gustăm, așa, măcar așa, mi-e greață, dar haide să mâncăm și noi ceva aici. Dar în momentul în care el ne-a prezentat pe cele 7 neveste ale lui, soții. 7 soții, noi ne-am crucit. Și zic, maestre, dumneavoastră, mai aveți puțin. I-am spus eu lui Beligan, mi-aduc aminte, avea umor, puteam să râd cu el. Cum adică? Păi zic, deja sunteți la a treia, a patra, câte ori mai fi. I-ai spus tu asta? Tu vorbești, mă, nenorocitule. Tu care nu te mai astâmperi, eu nici nu înțeleg. Toate pe care le știi tu, le iei de soție, zice, le-aș lua, dar sunt ocupate. Cum ocupate? E greu să vă explic, maestre. Mă jucam cu el, mă jucam cum vroiam eu. Dar știi ce? Știi care e momentul cel mai frumos, când eram mai mulți. Era Albulescu, era Cutare, era Amza, erau Cutare. Și vorbeau între ei toți. Și la un moment dat Beligan zicea, mai tăceți dracului din gură, lăsați-l pe ăsta. Vorbește-vă, Florie, terminați-mă, lăsați-l pe ăsta. Spune, zic, ce să spun? Orice vrei, mă, dar spune-mă, îmi place mie să te ascult. Excelent. Da, avea drăgălășenii din astea extraordinare. Dar știi ce mi se pare interesant, Florie? Că tu ești un om extrem de popular, extrem de bucuros, și Beligan părea un om într-un tur de film. Deci Nu, era prietenos, da? Era înțelegător, era... Sigur adică că păreați două film diferite. Total diferite, da, dar el avea slăbiciune la mine. El m-a iubit extraordinar. Dovada cea mai bună e că am vorbit noi, acum... Această poză care tu o ai aici e la Ciulinii Bărganului, când eu stăteam cu Marcel Angelescu și cu Beligan, care era directorul dialogurilor, că el m-a propus, cum am spus mai înainte. El a venit cu Dacan și m-a distribuit în filmul Ciulinii Bărganului. Asta e poza, da, cu Beligan. Și am foarte multe povești cu Beligan. Avea umor în sensul că dacă... Avea umor, Beligan? Umor e puțin spus. Zău, nu părea! I-am dat telefon și zic, maestre, dacă vă spun ceva, nu credeți. Spune Frânel. Florinel, îmi zicea. Frumos. Zic, spune. Frânel, vreau să spun, ce ai să-mi spui? Păi zic, vreau să vă spun că m-am oprit la o barieră și a oprit trenul. Zic, dar nu era stație. S-a oprit trenul și a sărit din tren ăla care conducea conductorul da. Trenului, mă rog. Ăla de conduce locomotivă, dar era tren de persoane. Coboară, ce sunteți, Florin Piersu? Da. Să poate. Și vine, mă ia, mă pupă, mă cutare. Visul meu a fost să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Zic, mă, dar o trenul ăsta, ce cu el? Ai trenul stație? Avea oameni în el. Bineînțeles, tren de persoane, mă, care venea de la Vatra Dornei spre Ilva Mică, spre nu știu ce. Și eu mergeam spre Cluj cu mașina, m-am oprit la barieră. Și asta, am povestit-o eu asta, mor după povestea asta, când m-a pupat și a spus, am văzut că aveți poze aici. Zic, da, scrieți una pentru, stai că mi-aduc aminte cum o chema, mă rog, și știam numele, da, nevasta, și eu mai scrieți în una, zic, da, trenul ăsta, dă-l dracului de tren. Dă-l dracu că ajunge. Păi zic, cum să oprești, domnule, trenul? Ce suntem în Japonia? Ești nebun, da, că ți-aduce aminte că am povestit, dar ce suntem în Japonia? Dă-l dracului de tren, că plecă, făceau ăia cu semne de la geamă. Salut, Florin Piersu. Și eu plec de acolo și cu așa eram... înlăcrimat cumva, zic, cum de n-am putut eu să-i spun ăluia, măi copile, cum te cheamă, ce adresă ai, dacă n-ai telefon, dă-mi adresă, că vreau să-ți scriu, că ai oprit un tren pentru mine. Și n-am de lucru și pe drum, mergând spre Cluj cu mașina mea, mă rog,
Îi dau telefonul lui Beligan. Ce-i Florinel? Zic că a oprit un tren și a coborât conductorul trenului, mă cor, șeful locomotivei ălea, și ca să mă vadă, să mă pupe. Zice, da, îmi place chestia asta. Dar mie să-mi dai telefon că nu o să opresc un avion. Asta n-am să uit nici. Avea umor. Ce? Puteam cu el. Părea foarte, așa, un... Nu. Eu îl cunosc bine pentru că... Când l-ai văzut ultima dată, foarte, înainte de a pleca, juca cu Maya Morgenstern într-o piesă la teatrul lui... La teatrul minunat al lui Zi, tânărul nostru, Ivașcu. Ivașcu, da. Da, la teatrul lui Ivașcu a jucat o piesă. M-am dus într-o seară să-l iau și el a spus, să știi, Florinel, că ai făcut bine, dar o să mă ia... Mă rog, era o persoană care avea grijă de el. Era extraordinar de pasionat de teatru. Nu odată, de mai multe ori mi-a spus, vrei să spun ceva? Florinel, îți spun ceva. Să ții minte, eu vreau să mor pe scenă. Asta nu uit. Vreau să mor pe scenă. Grozav. Grozav. Și am fost și la el la spital. În spitalul în care, din nenorocire, din nefericire, mă rog, l-am văzut ultima oară și pe Fănuș Neagu, că l-am fost în vizită la el. Am avut ceva, Dane. Tu știi foarte bine, puțin mă cunoști, nu, puțin mai mult. Mi-a plăcut să fiu lângă oameni pe care, cărora aș putea să le arăt ceva. Ceva din inima și din bucuria că îi mai am, că sunt cu mine. Știu. Mă înțelegi ce spun? Știu. Așa s-a întâmplat cu Beligan când m-am dus la el, la Elias, și când el a spus... În spital. Joacă în spital, da, și zice, joacă puțin din piesa noastră. Incredibil, acolo în salon? El era în pat. Wow, era cu tare. Incredibil. Și eu în salon, în picioare, am început să vorbesc din piesa Montagne Russe, că așa se chema piesa care a dus-o el de la Paris, și i-a schimbat el numele în Străinii Noapte, că a spus, nu știe publicul așa e, da, Montagne Russe. Lasă, cel mai bine e așa.